Consorțiul de firme care a câștigat licitația pentru asfaltarea drumurilor județene din Suceava va avea multă treabă în această primăvară. Muncitorii vor trebui să astupe peste 90.000 de metri pătrați de gropi. Toate craterele au răsărit în asfalt ca urmare a fenomenului îngheț-dezgheț. Consiliul Județean Suceava, prin Direcția Județeană Drumul și Poduri, are în administrare o rețea rutieră de drumuri județene de 1136,42 km, ceea ce traduse în metri pătrați ar fi undeva peste 7 milioane de metri pătrați. Pentru anul 2012 am făcut o estimare a suprafețelor degradate de pe întreaga rețea rutieră, ridicându-se undeva la 92.000 de metri pătrați de suprafețe degradate, ceea ce include gropi, cedări de terasamente ale drumurilor. În anul trecut am avut undeva la peste 100.000 de metri pătrați, 120-130.000 de metri pătrați de suprafețe degradate. Cele mai mari probleme au fost înregistrate anul acesta pe drumul care leagă municipiul Suceava de orașul Dolhasca și pe cel care face legătura dintre Frasin și Broșteni. În perioada imediat următoare, de anumite și de astăzi începând, se lucrează pe traseul Suceava-Dolhasca. Am început cu plombările, nu facem cu mixtură la rece, pentru că este foarte scumpă și nu am prevăzut în caietul de sarcini în momentul licitații asemenea tip de mixtură, facem numai cu mixtură la cald. Specialiștii Consiliului Județean Suceava susțin că au bani ca să repare drumurile pe care le administrează. Total buget Direcției Județeană de Drumuri și Poduri, inclusiv lucrări de poduri, podețe, refaceri, șanțuri, balastări, avem undeva la 290 de miliarde lei vechi, inclusiv lucrările de asfaltare. Probleme cu gropile au apărut și pe drumurile naționale. Secția Suceava Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri a estimat că pe arterele pe care le administrează au apărut 500 de metri pătrați de gropi. Multe dintre acestea au fost reparate deja.